Deși este plină iarna, temperaturile exterioare sunt scăzute, iar zăpada are aproape jumătate de metru, poliția locală continuă să păzească dalele și stâlpii de iluminat de la Brădet. Astfel, pe timp de noapte, câte o echipă formată din doi polițiști stă în zăpadă asigurând paza obiectivului, chiar dacă acest lucru li se pare unora inutil și peste mână. Este peste mână, însă investiția este foarte mare acolo și nu ne putem permite să neglijăm această zonă. Avem iluminatul public acolo și deocamdată vom păzi în continuare. Reabilitarea zonei Brădet a făcut parte dintr-un proiect mai amplu care a necesitat o serioasă investiție bănească. Acesta este motivul pentru care edilii locali nu vor săriște să se trezească peste noapte că zona a fost vandalizată. Mai ales că, ținând cont de experiența acumulată în ultimii ani, exemplele în acest sens sunt numeroase.